le-am mulțumit băieților pentru rezultatele de anul trecut, un an foarte greu din punctul nostru de vedere. Dacă în vară eram aproape desființați, prin eforturile, în primul rând, a conducerii în vară, am reușit schimbarea structurii juridice, după care a urmat o jumătate de an bună, mai ales din punct de vedere sportiv. Iar aici e meritul 99% a jucătorilor și a băncii tehnice. Ce urmează? Din punctul nostru de vedere, obiectivul cel mai la îndemână și cel mai urgent este accederea în turneu, în play-off. După care, dacă acest obiectiv va fi îndeplinit, vom încerca să ne concentrăm în cele 10 jocuri să scoatem maximul posibil. Nu cred că este realist la momentul actual să vorbim de o promovare, nu că nu ne-o dorim, dar pentru asta suntem conștienți că e nevoie de mai mult, de îndeplinirea la mai mulți factori, care deocamdată îi avem și nu prea, dar nici nu ne vom da la o parte. O să încercăm să scoatem maximul posibil și vom vedea ce va fi. Am fost și în această perioadă, în pauza asta, într-un contact aproape permanent, să spunem, cu autoritățile. Sunt semne bune atât de la primărie cât și de la Consiliul Județean că anul ăsta poate sprijinul va fi mai consistent. Noutăți. La momentul actual suntem în negocieri cu 4 jucători. Nu are rost să-i nominalizăm până când nu se finalizează. Un portar, un mijlocaș, un atacant și un under 19. Vom vedea în zilele următoare cum se vor concretiza. Pe măsură ce le finalizăm, o să le și anunțăm. Cantonament? Cantonamentul este prevăzut pentru între 20 și 30, după 20 februarie, 10 zile. Ianuarie, da. La Câmpul Lung Moldovenesc, în funcție și de vreme, domnul antrenor dorește să aibă zăpadă, în primul rând, la dispoziție. Probleme de sănătate, ceva la băieți? La momentul actual, toată lumea este validă și cu chef de treabă, după câte i-am văzut eu în vestiar. Din punct de vedere financiar, cum s-a încheiat anul trecut? Deci anul trecut, Dacia Unirea Brăila a încheiat aproape de zero, fără datorii, mai sunt câteva nesemnificative la furnizori. Este achitat inclusiv salariul pe decembrie a jucătorilor. Din păcate n-am reușit pe vechea structură, pe CF Brăila, mai sunt datorii pentru primele 5 luni și jumătate ale anului. Vom vedea dacă vom găsi soluții și pentru ele. Poate anul ăsta va fi cu totul altceva.